Formațiile ce alcătuiesc eșalonul de elită a voleiului masculin românesc se vor înfrunta în acest weekend în cadrul primei etape a returului fazei a doua. În turneul pentru locurile 70, Clubul Sportiv Știința Explorări Baia Mare va juca sâmbătă pe teren propriu cu promovata CSM Câmpia Turzii. Meciul găzduit începând cu ora 16 de sala polivalentă la Scărpană va fi oficiat de clujenii Mircea Rus, Lucian Husa. Observator din partea Federației Române de Volei va fi delegat Gheorghe Popescu din București. În actuala stadiune, fiecare dintre echipe și-a adjudecat victoriile de pe terenul propriu. În returul sezonului regulat în Baia Mare, studenții băimăreni s-au impus cu scorul de 3-1, în timp ce la Câmpia Turzii, atât în turul sezonului regulat, cât și în prima etapă din faza a doua, elevii lui Marius Botea au pierdut cu 2-3. În cea de-a doua partidă din cadrul turneului pentru locurile 70, Lanterna Roșie CS Universitatea Cluj va primi replica echipei CS Unirea Dej. De asemenea, turneul pentru locurile 1-6 programează jocurile. Clubul Sportiv al Armatei Steaua Dinamo București, ACS Volei Municipal Zalău CSM București, Sport Club Municipal Universitatea Craiova CSM Arcada Galați. Lider în play-off se menține Volei Municipal Zalău cu 47 de puncte. Locurile 2 și 3 revenind cu același număr de puncte, 46, formațiilor Sport Club Municipal Universitatea Craiova, respectiv CSM Arcada Galați.